Un bărbat de 46 de ani din satul Nicula a ajuns la spital după ce 6 persoane au tăbărât pur și simplu peste el în casă și l-au bătut. Nici băiatul cel mare al bărbatului nu a scăpat de pumnii agresorilor. Toate acestea din cauza unor oi. Totul a început în comuna Florești, unde bărbatul era cioban. Acesta a fost acuzat de proprietarul oilor că ar fi vândut câteva animale. Ciobanul s-a întors acasă la Nicula, dar nu a trecut mult timp și proprietarul a venit după el să-și facă dreptate, însoțit de câteva persoane. Aceștia i-au luat la pumni atât pe cioban cât și pe fiul acestuia. S-o parca mașina, ci s-o parcat-o, a venit la noi, a venit acolo, la noi a venit și cum a intrat în casă, s-o apucat de tata. S-a apucat. Că au zis că eu vându oi, că nu știu. De ce? Că i-au lăsat oile singure, le-au lăsat tot spus. Și l-au luat, l-au bătut și pe frate meu, le-au pus în mașină, i-au luat. Pe orice care i-au plătit, i-au luat. Deci, ăsta l-au dus în apă și acolo iar l-au fost bătut. După o bătaie bună, ciobanul a plecat împreună cu agresorii în comuna Florești pentru a rezolva problema. Acolo, din spusele fiului său, bărbatul a fost bătut iar și după 2 zile a ajuns acasă plin de sânge. Ieri au venit acasă. De acolo au venit pe jos, nu știu ce au venit, au venit acasă, s-au spălat, s-au sunat după salvare. Deci s-au dus la spital, la Cluj. Era rău? Da, temerea, vână, nasul umflat, vână pe la oi. Poliția a început o anchetă în acest caz. În data de 4.11.2010 s-a prezentat la Spitalul Gherla o persoană din satul Nicula care pretindea că a fost bătut de fostul stăpân la care a lucrat în calitate de cioban din localitatea Florești. S-a înregistrat dosar penal și urmează să facem cercetări în funcție de zile de îngrijiri medicale pe care le va prezenta ulterior urmând să meargă la medicina legală.